Bună seara și bine v-am găsit! Să fii actor nu înseamnă să ai o meserie, e mai degrabă o vocație, un stil de viață. Ieri a fost marcată Ziua Mondială a Teatrului, iar teatrul este dintotdeauna sufletul ei, al Victoriei Roșca. Victoria, alături de interpreta Tatiana Martin, sunt primele mele invitate din această săptămână. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bine te-am găsit din nou! Mă bucur să vă văd, suntem toate trei așa de primăveratice, Sper că așa este și în sufletul vostru. Da, da. În sfârșit? Sau... Da. Mai ales la mine de astăzi. De astăzi? De ce? Pentru că am susținut ultimul examen și sunt așa fericită. Am avut o perioadă foarte încărcată, cu nopți nedormite și zic, gata, de astăzi, hai să vină primăvara, să simțim și noi după așa. După ochii zbedic. Da, 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 ești primăvaratică. Hai să le zicem și celor de acasă ce examen ai susținut și ce faci tu acum. Da, am susținut teza mea de master la scenaristică. Și am scris un film pentru că s-a cerut un scenariu de film. Astăzi l-am prezentat și cam așa. Și binișor, da? Da. Ți-au pus nota, gata, o știi? Da, cea mai mare. Dar cu am muncit mult. Dar am muncit mult. Cred, dacă la tezele de licență se muncește o grămadă, la cea de master îmi imaginez. Cam cum... de o săptămână, nu are timp. Da? Nu a avut timp. N-a și a fost o perioadă, dar acum, ultima perioadă, am zis că nu mă deranjați, pentru că eu lucrez, eu scriu noaptea, nu pot scrie ziua. Și știu că eu sunt deconectată cu lumea în aceste momente. Las că mai ai un picuț și îți iei teza și, nu teza, îți iei diploma și gata, poți să-ți cauți de treabă. Dar dacă tot ai zis scenariu de film, după aia l-ai scris, probabil e o grămadă de efort. Ce faci cu el după asta? Ne propunem să-l filmăm. Realizăm? Da, așa. Da. Deci împuși doi iepuri odată, dacă tot e. E mai simplu. Bun, fetelor, vă văd pe ambele frumoase și, după cum ziceam, primăveratice. Cu Tatiana noi ne-am văzut câteva săptămâni în urmă și am discutat puțin inclusiv despre război. Piesa pe care și videoclipul pe care îl vedem astăzi a venit cam în acea perioadă. Îmi zicea Tatiana că a avut o mare durere când a putut să-i facă o lansare ca lumea. Iată că a venit cumva momentul ăsta, deși pe net a fost clipul. O nouă colaborare a voastră, vă sunteți tot mai confortabile una cu alta, înțeleg, da? Cam da. Vă simțiți? Deja știu planurile ei și atunci când vorbim de piese. Și chiar ne împărtășim. Da, spune, ce părere ai dacă eu o să fac un pic de altfel de muzică și... Păi, dacă chiar, am talentat. Chiar ea este prima persoană la care mă adresez și zic, uite, am o melodie nouă, hai, ascult-o. Și îmi zici că da, lucrează mai departe, e bine, adică... A, da? E primul filtru. Da, mă ajută, da. Mă susține în toate și... Și are păreri bune. Și are omul. Și... Voință, putere, omul vrea să creeze, omul vrea întotdeauna ceva nou. Ea încă nu era finisată asta, adică eu lucram la scenariu, la regie, dar ea deja îmi propunea și altceva. Ea scrie acum, pentru că ea și scrie text. Și zice eu... Și melodii. Păi, hai, de ce nu? Hai, dacă vrei, asta e principal. Să vrei. Știi, dacă stau, mă apuc, parcă îmi pare că și depresia, mai ales cu războiul ăsta. Și... Așa era mai toți, bine, așa mai era bine să nu stau, cât acum mai lucrez la altceva, așa că urmează, poate să mai filmăm ceva, îți spun acum. Da, dar apropo, tu ai ieșit puțin din muzica populară cu care eram noi obișnuiți să te vedem. De ce ți-ai dorit? Să încerci degetul cu mare? Din zona de confort. Da. Știi că deja de mult, de un an, doi, îmi doream și un pic altceva, să mai cânt, să mă încerc pe mine și îmi doream muzică ușoară. De fapt, eu de mic am cântat muzică ușoară, dar cumva, nu știu, nu îndrăzneam sau credeam că nu sunt gata pentru a încerca și un alt stil. Și zic anul ăsta, uite că a venit momentul să mai încerc și altceva și zic că nu am dat greș. Fiindcă din nou am colaborat cu o echipă faină, producție muzicală Eugen Doibani, chiar îi mulțumesc, fiindcă mi-a găsit așa stilul care merge mie. Da, Eugen, așa că un pic e cu tentă așa, o cânt un pic cu tentă populară, este așa un pic un aer. Da, oricum se cunoaște, la interpreții de muzică populară, oricât ar strângui ei, oricum se simte puțin, pentru că au un specific. Fiindcă și cumva de ani buni deja când muzică populară și... Sunt chestiile alea, cum se numesc ele? Melisme, floricele, așa, și nu pot să scap de ele. E mai complicat.
Așa. Dar e de bine oricum. Important să-ți placă. Zic să vedem videoclipul, după care să revenim la discuția noastră, ca să vedem ce ați făcut voi. Eliberat? Da. Eu nu vreau să iasă acum. Pentru că mai bine stau eu aici. Acolo. Mai ales că a început război, mai bine să stai la dos. Da, da, da. Cum a fost pe cal, Tatiana? Cum a fost? Extremal pentru mine a fost. Nu, că trebuie să ai experiență, da. Îmi imaginez că nu e ușor să urce. De asta a fost destul de greu, dar m-am isprăvit. Da, da, Victoria. Da, primele 10 minute a fost mai greu, pe urmă a fost tot ok. Da, când ai filmat mult, pentru că, într-adevăr, ea nu pricepea, dar a fost bine, și s-a descurcat, trecea cu rochea asta și normal că calul vedea și da, triena da, asta. Da. Și simt calul, că eu mă temeam de el și simțea și se speria și el. Și eu mă speriam și el. Da, și buzele tale, ți-am zis și în timpul videoclipului, accentul pe buze, asta a cui a fost? Da, cu eu a fost. Băiatului care a filmat. I-a tras atenția, da? Marie Liliuța a filmat și el așa e cu ochii din ăștia la detalii, la... Zic că e bun. Avem și buzele Tatianei, le-am mai mărit de două ori. Și le-am pus în prim plan, știi? Da. Sunt importante, ele cântă acolo, păi, știi? Lucrează. Sigur că da, da, și este elementul central după cap. Noi glumim, evident. Glumim, mai oameni buni. Clipul frumos, zic dacă ești așa cum zici în piesă.
Cred că da. E ca caracter. E un fată care știe ce vrea. Deci pare tare, așa, molcăluț, nu știu, nu este deloc, Tatiana, așa, e o femeie așa care dacă își pune scopul și dacă își dorește ceva... Merg spre el, merg spre dacă nu, țintă. Și zice, nu, mai bine, nu. Da, așa sunt. Și sunt așa, directă, spun în față ce am și merg așa. Mai departe. La... De asta noi cumva și cu Vica ne-am împretenit așa și suntem mai apropiate. Că aveți și ea la fel, este cam așa și eu tot așa sunt. Eu m-am făcut mai cu minte. De când? De un timp, nu știu, am presenț mai... Nu? Nu știu cu ei te-ai făcut. Nu știu cu cine, da? Nu știu pentru ce. Da. Tot e nebunatică, tot e... Ei, voi sunteți ca un cuplu, vă uitați una la alta așa și vă complimentați. Cam după așa îmi spune, ce-ai spus, ce-ai vărghit? Dar te ascultă fata asta blondă și frumoasă, da? Noi ne ascultăm una pe alta. Eu îi spun din timp și breu. Da, și principal spune, eu sunt tare frumoasă. Da, asta e important. Noi cumva interpreți avem. Boala, normal asta, știi, să arătăm bine la noi, principalul, la cadru. În schimb, Victoria se uită, toți iasă bine. Sigur că da, ca un adevărat regizor. Uit la mine, să arăt eu bine. Stai coafura, machiajul, ochii, buzele, așa, nu știu. Deci fiecare Victoria... își face treaba, asta am înțeles, că asta fac regizorii și asta fac cei care apar. Se uită doar la ei. Eu văd altfel, ea vede altfel, dar până la urmă se primește lucru frumos până la urmă. Asta e important și... Mă bucur. Mai faci niște mimici că mă distrage atenția de la ce așa e după examen. Asta e faza de după examen. Îi dăm crezare. De curând a fost ziua ta, Tatiana, nu? Dar știi de ce am reținut? Tu ești născută într-o zi cu băiatul meu, măi. Vai. Toată viața o să țin minte că e ziua ta de naștere. Ești o peștioaică. Da. Ați sărbătorit, te-am văzut într-o rochie roșie, a fost și Victoria acolo. Da, ei. Aici. Cumpără Victoria. N-are cum, prefimea e asta. Ei, Doamne ferește, știi, Barcelona, nici o sărbătoare. Nu începe nimic fără mine. Dar chiar sunteți din așa siameze, știi, surori siameze. Fără tine nu e posibil. Eu zic chiar așa. Da? Mă chemați voi, dar eu nu sunt un om din ăsta care iubesc zilele de naștere. Eu nu iubesc zilele de naștere, nu știu, ieșirile astea... Publice? Da, nu. Dar noi o iubim și o invităm. Și mă invită și mă duc și eu și să fetelor mai veți, poate mă lăsați. Eu și chiar spunea că luna martie e foarte complicat pentru mine. Multe zile de naștere. Și tot supără și tămbălău. De să-ți dai, de ce să-ți supără? Eu pot să-ți felicit, să-ți trimit un buchet de flori. Altfel, fără ca să vin să stau acolo la o masă, deși ai rotundă. Nu știu ce. Dar spun. De ce nu-ți plac? Nu-i stilul tău? Niciodată nu mi-a plăcut. Și ele știu că nici ziua mea nu iubesc să o fac. Eu mai bine plec undeva, nu știu, cu familia. Dar ei oricum eu vin. Eu deja mă întreb. Tu știi că de grabă e ziua ta? Și ce o să fac? Dar eu nu fac. Dar ei oricum vin. Noi vinim de nevoie trebuie să mă pregătesc. Nu trebuie nimic în ceai, dar mă simt incomod. Sigur că ca toată lumea, da, știm, da, toți și știm cum e. Anul ăsta o să fug probabil undeva. Dar vreau să spun că chiar am avut o zi de naștere superbă. M-am simțit ca o minunat, ca o prințesă. Dar ce s-a întâmplat atât de minunat? Nu știu, am fost așa într-o stare foarte bună, fiindcă foarte multă lume m-a felicitat și nu știu, ziua a fost superbă, pur și simplu. A fost energia care a trebuit. De care chiar am avut nevoie și a fost superb. N-am mă bucur cuvinte. Să aud asta, mă bucur și și a durat și după, și cred că și până acum tot sunt cu dispoziția te cea ține, faină că, de atunci. Da, am sincer. Un concert, știi? Las că data trecută când ne-am văzut erai destul de trist așa pe seama războiului și noi cu Tatiana am discutat să te întreb și pe tine cum ai trăit acest început de război. Doamne. Nu întrebați. Eu cred că 5 zile am dispărut, așa, primele 5 zile am fost foarte panicată, chiar mi-am făcut și valiza. Da? Da, făcut-o? Da, am făcut valiza. Încă o ai pregătită? Sau? Încă este în portbagajul meu. Am actele, le-am luat, sunt cu mine. M-am speriat foarte tare. Adică, ca toată lumea, da. Nu știu, încercau cei să-mi spună, măi, încearcă să te calmezi, nu știu ce. După care lumea a început să mă implice în toate de caritate, voluntariat și...
am început încet, încet să mă gândesc că alții stau mai rău ca mine și probabil asta cumva nu mi-a dat voie să plec. Dar eram gata să plec, am zis că măcar pe o lună de zile până când, pentru că atmosfera era foarte apăsătoare și eu de fapt sunt foarte din asta isterică și care foarte repede mă panichez din orice. Dar aici era de panicat și sigur încă că este. Da, a fost. Bun, de panicat mai puțin, dar de îngrijorat cu siguranță. Zici că ai lipsit 5 zile din online și chiar vreau să te întreb cum s-a simțit chestia asta în general pe net. Pentru că la început a fost un fel de panică, după aia a început această mobilizare, s-au implicat foarte mult și influencerii și toată lumea care e prezentă online. După asta au apărut critici pentru toată lumea și așa un fel de ciulamade, nu știu ce. Cum ți s-a părut ție și cum ai simțit tu? A trebuit să fie mai atentă la conținut, la asta? Da, am fost atentă. N-am avut, am împărțit cu lumea ce am simțit eu la moment. Ce ține de critică, eu am zis că în așa cazuri critica aici chiar nu are loc, ea n-ar trebui să existe. Din orice situație și orice s-a întâmplat, oamenii întotdeauna s-au împărțit în tabere, era și de așteptat și critica am primit și eu atunci când am început a duce ajutoare, că de ce noi ajutăm nu știu pe cine, dar pe ai noștri, și nu este adevărat. De fapt, când este vorba de ajutor, și chiar am observat, toată lumea se implică. Eu n-am văzut că cineva ajută mai mult sau mai puțin. Și am impresia că cei care nu ajută, de fapt, niciodată, nici într-un caz... au sărit cu gura. Și eu am zis în vreo două istorioare lucrul ăsta și lumea cumva a înțeles că eu cu mine mai bine nu. Și trebuie să recunosc că nu am parte de foarte multă critică și hate din asta. Chiar de mulți ani, nu știu unde a dispărut partenerii mei. Eu probabil că ei s-au dus de la sine, știi? Văzând, da. tu oricum ești o persoană destul de francă și le zici în față. Da, nu am din astea care să caut. Ați depășit momentul ăsta, știi? Da, nu mai este interesant. Da, da. Că gata, asta... Ei, în orice caz, da. După aia te liniști probabil că te-ai apucat de treabă, v-ați apucat de treabă la Teatrul Popular și ați început spectacolele, faceți deja spectacole destul de regulat, cu regularitate. Și vine lume și lumea abia, nu știu, toți au așteptat, toți ne scriu. Acum s-au ridicat și restricțiile, vine multă lume și acum începem două montări. Nu știu când o să reușim, cu două dată, am zis că mai... Dar ce o să vedem, o să facem un spectacol pentru maturi, e un spectacol muzical, de umor și cu... un pic ducem spre estradă. Așa. Și cu implicarea a personajelor și din vlogul Zâmbărele, pentru că sunt niște personaje pe care le iubește toată lumea și ar fi păcat să nu le... scoatem publicului, să zic că a venit timpul, dacă eu am simțit asta. Și încă un spectacol pentru copii, pentru că foarte multă lume vine la noi copii și ne întreabă și pentru că folclorul, nu știu de ce, prinde. Da, spre marea noastră fericire, iată, vin și spunem că toți sunt, nu știu, cu dinozauri. Păi nu, la noi vin copiii. Slavă Domnului! Știi, noi trăim niște timpuri când tot ce este firesc a devenit exotic, nu știu de ce. Da. Da, și probabil că asta este explicația și de asta vrei să vii la Ursul Păcălit de Vulpe și la Danilo Prepeleac. Și vin și părinții, că noi mai prindem așa câte un ochișor și părinții zâmbesc în hohote acolo. Ei simt mai bine, îmi par ca copilăria lor, da. Proiectează. Și asta e minunat și am zis că, mai, dacă publicul, avem cerințe, publicul vrea, de ce nu, de ce să stăm pe loc? Așa e. Da, ziceai și de restricții s-au scos, probabil că se simte asta și la spectacole, și la, bun, la voi e post și mai puțin. Da, la noi acum este pauză, dar urmează după Paști. Oricum, cred că e o bucurie mare că în sfârșit și evenimentele vor fi la capacitatea maximă. Da, chiar și... este o mare bucurie că vom reveni deja la normal, nunți, cu mătrii și concerte. Să dea Dumnezeu, să fie pace, asta e important. Sperăm la bine. Da, ziceam la început că ieri a fost Ziua Mondială a Teatrului. Și mă gândeam să te întreb, dar nu vreau să te întreb o banalitate și o să te întreb așa. Crezi că ai putea să trăiești în țara asta din teatru? Doar din teatru? Doar. Dacă nu ar fi pandemie și... cred că da.
sunt la noi persoane care trăiesc doar din teatru. Depinde ce înseamnă a trăi, pentru că lumea visează la vile și la vacanțe. Un trai decent, hai să zicem. Sunt la noi persoane care trăiesc implicit doar din teatru. Dar asta înseamnă să dormi acolo, să montezi non-stop, să scoți spectacole noi, actuale, pe bandă rulantă și e o muncă teribilă. Acum ai avut premiera, intri în altă montare. Ce e vorba de un mecanism din ăsta de familie, știi? Unul scrie textul, altul face repetiții. Bandă rulantă. Și reușesc. Cei care, iată, au în spate o echipă de suflet, reușesc și... Dacă nu o să fie restricții și lumea reușește să vândă și bilete, pentru că trebuie să recunoaștem, vine lumea la spectacole. Da, da, s-a dezmorțit foarte mult în ultimii ani și asta e tare îmbucurător. La concerte și se vinde tot și se fac și în aer liber și pe la muzee și expoziții și îi văd peste tot. Adică nu putem să ne plângem că nu avem spectator. Spectator este. Spectatorul trebuie să facă ceva să-l intereseze, să fie și lui cumva plăcut. Și bucură foarte mult că părinții își duc copiii la teatru. Da, și înseamnă că va crește o generație așa cum trebuie. Da. O ultimă întrebare. Ce culoare are pentru voi teatrul? Cu ce cred culoare? Că la mine este colorată. Nu știu, cum mai multicolor? Da, multicoloră. Cât diferite stări, multicoloră, colorată. Așa? Eu cred că roșie. Nu știu, roșu e tot ce e legat de inimă, de putere, de... Bătăi. Astea, da, de foc, de viu, în general de tot ce înseamnă viu. Și iată mă duce acolo la culoare, parcă se asociază ele așa. Interesant. Și ieși sânge, pentru că atunci când nu iese ceva și lacrimi, muncești sânge, sânge. Exact, și muncești. Și... Cred că dar, tot așa e. Și la e complicat, însă și procesul e complicat și oamenii cu oamenii, procesul de lucru cu oamenii. Când mă întreba cineva, care e cea mai grea meserie? Tot ce este legat de oameni, tot ce este legat în lucru cu oamenii este complicat pentru că noi venim toți din lumi diferite și caracter. Și aici e imprevizibil. Cu echipă așa mai mare. Da, suntem 18. Chiar este greu, mai ales pentru tine. Suntem e obișnuită, nu e greu așa. Da, eu sunt așa, mă împărțesc pe echipe. Reușește. Dar nu întotdeauna, pentru că am momente în care eu sunt cea vulnerabilă, cea slabă, când zic, mai gata, nu, hai să facem, luăm o pauză, e prea complicat, e prea mult, haide să ne împărțim pe echipe mai mici, mai restrâns și la final o să ne întâlnim toți împreună și o să scoatem produsul. Fiecare are momentele sale, avem momente în care vrem să răsturnăm munți și altele în care vrem să stăm în pat. Ei, pace să fie important. Mm-hmm. Fetelor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit la noi. Mulțumim. Multă baftă vă doresc. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Cu drag. În 9 luni a dat jos 12 kg, nu prin înfometare și extrem de armonios. Acum îi învață și pe alții cum să facă la fel. Stăm de vorbă cu Petronela Timercan. Bună seara, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit! Mă bucur să te cunosc, tot timpul m-au impresionat istoric ale tale, pentru că aș putea să le ascult și să le tot ascult. Fiecare are povestea sa, oricum. Mi-a tras atenția, mă uitam la pozele înainte și după. Și eu mi-am adus aminte de mine, sincer, pentru că era postarea... o postare în care te comparai cu tu de la 19 ani, unde aveai 68, dacă nu greșesc eu, da? Și acum exact. Ai 45 de kilograme. Da. Superbă tranziție, ce să zic. Și eu eram puțin mai pufoasă, așa, când eram mai mică. Și, da, bun, eu n-am muncit așa ca tine, tu faci sală, faci uții. Hai să ne uităm la poze. Da, 9 luni, 12 kilograme. Când a pornit, de fapt, procesul ăsta? Și în ce moment ai zis că gata, mă apuc să mă reconstruiesc? De fapt, în ultimul an am dat aceste 12 kg, cum ar fi ultimele. Uh-huh. Dar inițial, de la 19 ani, s-au acolo, din poza aia? Da, uh-huh. Cam minus 25. Minus 25 în, da, în câți ani? În total. Ar fi în 5, 4 ani. 4 ani. Uh-huh. La 21 am început. Așa. Deci ar fi chiar 3, mai puțin. Așa, deci de atunci a început, da, procesul. Da, doar că eu am postat pozele alea și diferența era, de fapt, de ani. Dar am început a slăbi pe la 21. Deci până la 21 cred că cântăream cam în jur la 68, cred că chiar 70, dar nu mă mai urcam pe cântar. Îmi era fric să văd întristai. Cifra. Exact. Zi-mi care a fost momentul ăla când gata, ai ajuns la limită și ai decis că nu mai vrei. Când am început a studia nutriția,
și am înțeles că de fapt problema mea este doar un rezultat. Sigur că la bază, da, la bază stă de fapt obișnuințele noastre alimentare și acolo este și problema mea. Trăind într-o societate în care se mănâncă bine, cum iubim noi moldovenii să facem, cu mase foarte bogate, da. În ce nu trebuie. Da, cu ce nu trebuie și combinații incorrecte, pentru că nu știam cum altfel. Uh-huh. Aceasta a venit ca o urmare. Și atunci când am început a studia, de fapt, bazele nutriției, atunci și a început schimbarea mea. Vroiam să slăbesc, de fapt, toată viața vroiam să slăbesc, dar atunci am început să fac ceva pentru asta. Și am început de la mici schimbări, de la stilul meu alimentar și așa, ușor, ușor, am început a da kilogramele jos. Nu ce a venit înseamnă, brusc. Ce înseamnă mici schimbări? Ce ai făcut în primul rând? Am ameliorat cantitatea care o consumam, combinațiile le-am schimbat, am început a face combinații corecte, mai ușoare pentru digestie și destinate pentru slăbit. Că atâta timp cât noi ne alimentăm într-un oarecare mod, dar digestia merge ok, este up to you, mai departe să mergi așa. Dar dacă ai unele deja consecințe în corp, cum ar fi constipație, balonare, alergii, acnee, plus că aveam o acnee destul de severă. Deci corpul tău îți vorbea, da, spunea. Îmi spunea de mult, hei, Petronela, schimbă ceva. Așa. Dar eu ignoram. Ignoram mesajele până într-un punct, până am înțeles că sau fac ceva, sau mă accept așa și poftim. Și nu mă mai plâng. Da, și nu mă mai plâng, dar nu stau în fiecare seară și mă culc cu dorința să slăbesc și dimineața mă trezesc și mănânc la mic dejun, sandvișuri, ciocolată și tot așa mai departe. Plus că am înțeles că mănânc foarte mult și pe fond emoțional. Sufeream de mâncatul ăsta emoțional. De fapt, în oarecare măsură, noi toți suferim de mâncatul emoțional, doar că trebuie să ajungem în momentul în care să facem pact cu mâncarea și să găsim acel echilibru cu noi. Cum se face pactul ăsta cu mâncarea? Știi, eu tot timpul aud și cred că toți cei care ne privesc, sunt o grămadă de fete care ne ascultă acum, au aceeași problemă și o să te asculte frapate și după aia o să se țină două ore, poate două zile nu o să mănânci nimic. Și după aia vine momentul în care ai deschis frigiderul și ai dat iama acolo. Cum se întâmplă pactul ăsta? Cum se face? În primul rând trebuie de conștientizat că mâncarea nu este doar o plăcere. Atunci când suferim de mâncat emoțional, de fapt și asta este. Mâncarea pentru noi este o plăcere, este pentru o liniște. În primul rând trebuie de depistat cauza, din ce motiv tu mănânci, ce emoții tu vrei să obții prin acest mâncat. Și apoi, depistând cauza, deja încerci să rezolvi conflictul care stă la bază. Ce îți cauzează starea asta? De ce tu ai nevoie de liniște, de exemplu? Sau de iubire? Sau de plăcerea asta? De ce tu nu ai în viața ta această plăcere? Ca să nu mai vrei să o obții prin mâncare. Apoi, când depistăm conflictul care stă la bază sau care este, de fapt, și problema noastră, de la care începem rădăcina, cum ar fi, atunci deja este mult mai ușor poftele să le gestionezi, că nu mai vin atât de mult. Îți dai seama că când îți vine o poftă sau vrei să te duci deschis frigiderul, îți dai seama, stai, că eu, de fapt, ce vreau să obțin prin mâncare? Eu ce am găsit acolo? Aha, eu vreau să obțin plăcere, dar cum mă simt acum? Dar cum, ce s-a întâmplat acum? Ce mi-a declanșat această poftă de mâncare? Chiar nu zadar vine, că pofta de mâncare fizică atunci când vine, foarte rar oamenii o depistează și o înțeleg că este fizică, dar nu emoțională. Nu, de fapt nu e foame, dar e poftă. Exact. Foarte des noi mâncăm pur și simplu că ne dorim ceva bunișor. Ceva bunișor. Da. Uite, îți dau exemplu. Eu înainte de emisiune îmi luam pe aici, pe holul colompaci, vreau ceva dulce, vreau ceva dulce, dar țin post și tot era cu lapte și zic, măi, ce-ți mănânc? Ce e aia? Și cum faci pactul cu, că să nu mai vreau dulce? Dar ce emoții erau când înainte erau să erau emoțiile de vreau ceva dulce. Da, dar de fapt, dar ce vrei? Nu știu, probabil e o obișnuință. Dar cum ești înainte de emisiune? Ai emoții de obicei înainte deja de emisiune? Deja nu, n-am emoții de mult vreme. Trebuie investigat problema, da? Aici ți-aș mai da întrebări, dar am intrat mai personal. Așa, și poate... Okay. Și nu vreau să zicem tot. Dar dacă ești ok, poți să-ți dau întrebări și să vedem ce este mai... Nu, eu zic că eu după în timpul sarcinii și că încălăptez, am mâncat tot timpul foarte mult dulce.
Și eu consider că este o obișnuință, pentru că slavă Domnului, nu îmi lipsește nimic în viață, să dea Dumnezeu să fie în continuare așa. Și consider că este o obișnuință, totuși, de care aș putea scăpa dacă aș avea ceva voință. Ei, asta sunt problemele mele, dar să revenim la cum a fost la tine. A fost o luptă? Inițial, da, până în momentul în care eu am găsit mâncatul ăsta emoțional. Vă dați seama că când noi suferim de mâncatul emoțional, tu te impuși, tu te lupți cu mâncarea, tu nu găsești să faci pactul ăsta. După ce eu am găsit cauza, am conștientizat și am făcut pact cu mâncarea, atunci eu am cedat, eu m-am acceptat așa. Asta nu înseamnă că eu cumva am renunțat să vreau să mă schimb sau să vreau să-mi schimb fizicul. Pur și simplu am schimbat abordarea. Am schimbat focusul, nu pentru a slăbi, dar pentru a mă simți eu bine. Și atunci și s-au oprit poftele, atunci când conștientizezi cauza care ți declanșează aceste pofte. Deci nu este doar suficient să-ți dai câteva întrebări și atât, să te oprești. Este important să găsim și cauza. Aici sigur că trebuie să lucrezi foarte mult cu tine pe plan mental și emoțional. Da. De obicei recomand asta în terapie să facem sau... să vă dau o listă cu întrebări. Eu de obicei fetele cu care mai apoi am început să lucrez. Da, pentru că tu deja faci maratoane și ajuți și pe alții și să slăbească. Exact. Și deja se lucrează, da, cu fiecare persoană în parte, așa este, nu există rețete care să funcționeze pentru toți și general, pentru că totuși noi suntem produsul a ceea ce ni se întâmplă în viață. Acum mai vrei să slăbești? Sau nu? Nu. Tu pur și simplu te menții pe linia de plutire. Cum arată o zi de-a ta din punct de vedere alimentar? La mine alimentația este foarte simplă. Eu îi spun așa, de la mama natură, ceea ce ne oferă mama natură. Asta este stilul meu alimentar, deci asta a fost alegerea mea. Eu asta nu recomand nici fetele să îl abordeze, doar dacă ele se simt pregătite, pentru că aici trebuie și conștient să mergi. Dar de obicei, în mare parte, dimineața am început ziua cu apă, foarte multă apă pe stomacul gol, apă cu polen, apoi urmează ulei de cânipă, la fel după apa cu polen și apa cu lămâi, urmează ulei de cânipă și tocmai micul dejun îl iau la prânz. Deci cam în orele 12-1. Iau atunci micul dejun, de obicei un smoothie, un terci, ceva foarte ușor, de obicei fructe prima parte a zilei, apoi următoarea masă este deja cina pe la 4-5, poate fi uneori 7-8, nu îmi pun restricții, da? Văd după mine, mă alimentez intuitiv acum. Și cina la fel este lejeră, o supă de linte cu salată sau salată cu nouț sau mămăligă cu fripturică din legume, nu cu carne. Deci mai mult intuitiv văd ce vreau în acea zi, acum îmi permit asta să fac. Ești vegană sau nu? Periodic sunt vegană, de exemplu în post, de obicei da, dar exclus și lactate și pește și fructe de mare și carne și tot. În mod normal mănânc pește, fructe de mare, lactate, uneori și făinoase. Aia bate din asta, să te duci să-ți iei un fast food, un hamburger, ceva? Nu mănânc carne. Am câțiva ani când am renunțat la carne. Nu pentru că recomand, la fel, nu vreau să fiu interpretată greșit. Este alegerea mea, pentru că, mă rog, părerile sunt împărțite, fiecare cu propriile sale alegeri și conștientizări. Dar pot să mănânc fast food gen din pește, da? Chiar și dacă tare mi-este poftă, dar foarte rar și pot maxim să mănânc cartofi free de la McDonald's, poate să mi se fac poftă, dar și asta foarte, foarte rar. Dacă mai vrea cineva, de obicei asta este iubitul meu și îi țin companie, dar în rest așa mie nu mi se fac deja pofte. Sau chiar dacă mi-apar poftele, încerc să lucrez cu mine să înțeleg ce eu vreau să obțin prin această poftă. Că nu în zadar, eu cu fast food nu am avut probleme, aveam probleme cu plăcintele. La mine plăcintele da, se asociau cu bunica. Și eu de câte ori mă simțeam într-o zonă, din câte ori simțeam că ies din zona mea de confort, eu de fapt căutam acea zonă familiară, căutam pe bunica, pentru că am crescut mulți ani cu bunica, primii ani, câțiva, și nu am mai fost atât de mult, că mama se uită și după aia zice, pe bunica ai spus, ce te-a crescut bunica. Și mi se făcea poftă de plăcinte și atunci am conștientizat că mi-aduceam aminte de copilărie și căutam starea aceea
de liniște, când toată familia strânge, când bunica coace pâine, coace plăcinte. Sentimentul ăla, da, de sentimentul ăsta, toți sunt împreună, totul este bine, nimeni nu se simte stresat. Dar gestionând asta, au dispărut și acele pofte și acum... De câte ori mi se face poftă de plăcinte, o sunt pe bunica sau pe mama. Și apar plăcinte. Și nu, dispar poftele, nu mai vreau plăcinte. Eu am luat partea asta, mi-a plăcut totuși să apară plăcintele. Nu, bun, acum chiar sunt satisfăcută emoțional, mai bine mă simt decât să mănânc o plăcintă. Petronela, îți mulțumesc tare mult, mă bucur că ți-am aflat povestea ta de slăbit. Poate inspirăm și pe alte fete care își doresc asta. Că cu dacă Doamne nu... ajută. Nu. Da, cu Doamne ajută, în special acum este post. Așa-i. Și este mai mult ca binevenit, tot detoxifiere. Așa e. Mersi tare mult. Iar noi în continuare vom vorbi despre carne și pește, pentru că în continuare vom vedea trei rețete prin care le puteți marina. Asta se poate face și sănătos dacă este făcut într-un stil corect. Haideți să vedem cum. Pentru prima rețetă vom avea nevoie de usturoi, sare și piper, oregano, ulei de măsline, sucul și coaja de la o lămâie și piept de pui. Pentru început vom avea nevoie de lămâie, vom răzui coaja lămâiei prin răzătoarea mică, iar apoi vom stoarce sucul și o să am nevoie și de ajutorul tău un pic. Ok, eu mă ocup de usturoi atunci, da? Da. Următorul pas, vom adăuga și condimentele și uleiul de măsline, după care vom mixa totul foarte bine. Putem folosi această marinadă și pentru alte tipuri de carne? Da, este o rețetă grecească și se folosește și pentru fructele de mare. Se primesc foarte gustoase, dar și celelalte tipuri de carne, carne de vită, carne de iepure, la fel foarte, foarte gustoase. Pentru cea de-a doua rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. De creveți, pătrunjel verde, usturoi, sare și piper, oregano, ardei iute și ulei de măsline și sucul de la o lămâie. Următoarea etapă, vom adăuga și sosul peste creveți. Pentru cea de-a treia rețetă de marinadă, vom avea nevoie de următoarele ingrediente. De somon, ulei de măsline, oregano, usturoi, ghimbir, sare și piper și un lime și o lămâie. Vom răzui lămâia și lime-ul prin răzătoarea mică și vom toca și usturoiul. Între timp aș vrea să ne povestești câte ceva despre tine. De cât timp profesezi în nutriție? Deci nutriția este marea mea pasiune. Făcând studiile concomitent la Facultatea de Medicină, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinițanu, am înțeles că, uite, pe lângă tot ceea ce studiem noi, da, nutriția are un rol esențial în sănătatea noastră, pentru că sănătatea noastră depinde de sănătatea celulelor noastre. Iar nutriția este acel domeniu care, uite, se ocupă de sănătatea celulelor și buna lor funcționalitate. Așa că am început nutriția să o studiez cu 3 ani în urmă, iar deja de 2 ani activez în calitate de nutriționist. Vom
amesteca și ghimbirul foarte bine, după care sosul îl vom turna peste somon, îl lăsăm la frigider pentru câteva ore, apoi se poate pune la copt. Anastasia arată minunat, abia aștept să le punem la cuptor și să savurăm din ele. Da, într-adevăr așa este, arată foarte bine, dar este foarte important ca înainte să le punem la cuptor, da, măcar 30 de minute să le lăsăm la frigider în cazul în care nu avem timp, asta este extrem de important, iar mai apoi deja le pregătim așa cum ai menționat și tu. Weekendul a fost plin de emoții intense și trăiri pe muchie de cuțit pentru reporterul nostru Iulia Dăliu, care a mers la Odessa. De ce și pentru ce? Ne spune ea. Bună seara! Bună seara, Nișoara! Nici măcar n-am trimis-o noi la Odessa, să știți? Da. Dar ea tot s-a băgat. Pentru început, să-mi zici cum te simți pe canal. Foarte bine, ca acasă. Ca acasă, da, îți place. Am aici, da, bine. Nu, vrei să mai bine. Stai, dacă e posibil? Ce nu? Ei, lasă. Bun, o să vii, că tu ești la noi, e super, superstar. Dar până acolo, hai să vorbim despre lucruri serioase, pentru că asta a fost mica ta escapadă, să zic, în ghilimele, la Odessa. Hai să explicăm oamenilor ce te-ai dus copil cu minte la Odessa. Da, ca să înțeleagă ce de acasă, de fapt nu am mers la Odessa în calitate de reporter, am mers în calitate de voluntar. Centrul de refugiați din Ghirghici, acolo unde merg câteodată și ajut refugiații, au transmis un ajutor umanitar către un centru de colectare a produselor de primă necesitate de acolo. Iar eu, când am auzit că ei pleacă, am zis că luați-mă și pe mine, pentru că dat fiind faptul că am interacționat foarte mult în ultima perioadă cu refugiații de acolo, am și filmat reportaje cu poveștile lor, am vrut să văd cum stau lucrurile în partea aia. Da, de cealaltă parte a hotarului. Și uite așa am ajuns. Nu te-ai temut? N-a fost frică? Ai un copil acasă până la... Da, asta a fost cea mai frecventă întrebare când au văzut toți că am plecat. Nu mi-a fost frică pentru că înainte să merg am cules eu niște informații, am întrebat unde mergem, dacă o să fie cineva acolo care să ne însoțească, să fie alături de noi. Odessa este un oraș mai puțin afectat comparativ cu altele. Dar e imprevizibil oricum, știi? Dar e imprevizibil, da. Dar așa, am gândit eu că vreau să fac asta și... Ai simțit că trebuie și ai mers. Da. Cum a fost imediat după ce a trecut granița? Se simte o altfel de atmosferă? Da, chiar da, se simte imediat după ce treci granița, pentru că până la Odessa sunt cam, bine, nu știu dacă e corect să dau număr, dar sunt mai multe posturi militare, chiar în apropiere de graniță și... Primul impact a fost ăsta, că ești oprit de militare, ești întrebat unde mergi, ce să faci, ți se cere actele la control de fiecare dată, dar ziceam că sunt mai multe până la Odessa. Plus, pe parcurs am fost oprit și de poliția de patrulare și iarăși lucrurile s-au întâmplat altfel decât de obicei. Ei sunt înarmați, gen mâinile pe volan, toate geamurile jos, ieșiți din mașină, fiecare pachet cu ajutor a fost verificat. Nu prea sunt vorbăreți, zic că s-au schimbat lucrurile. De ce este această procedură? Ați avut cazuri? Bine, vorbea omul de televiziune, reporterul din mine, doream să aflu mai multe lucruri. Și sunt foarte reticenți să dau o careva informație, mai ales că vii din afara țării. Odessa? Cum e? Tu ai mai fost la Odessa? Da, te la Odessa... în vremuri bune, pur și simplu, să vezi mare. Da, acum ai găsit-o altfel? Am găsit-o altfel, da. Chiar cu două săptămâni înainte să înceapă războiul, am fost în Odessa. Acum, deci prima ce ți se aruncă în ochi este faptul că orașul este pustiu,
comparativ cu da. Perioada așa. La Odessa mai tot timpul se stă în ambuteiaje, e multă fotofotă. Da, nu există acum ambuteiaje, mașini puține, oameni puțin, dar acest lucru este evident pentru că marea majoritate au părăsit orașul. Din ceea ce am reușit eu să aflu vorbind cu militarii și localnici de acolo, spun că în oraș au rămas decât o cincime din populație. Asta ar fi, orașul este pustiu, plus magazine închise, baruri închise, foarte puține restaurante care lucrează, accesul către mare este baricadat, deci nu ai dreptul să mergi acolo, nu ai dreptul și nu ai voie, dar eu am făcut-o, am vrut să văd marea. Da, ce ar mai fi? Plus, în magazine sunt mai puține produse, prețurile au crescut. Ca și la noi au crescut și prețurile la carburanți, cred că în jur de 30%. Oameni care merg pur și simplu pe stradă, întreaba lor? Sunt oameni. Am reușit să întâlnesc acolo niște colegi din Londra, niște jurnaliști din Londra. Ei acolo se aflau deja de o lună și ei mi-au povestit ce au reușit să vadă pe parcurs. Acum situația s-a mai calmat un pic. Lumea a început să iasă și la plimbare, îi mai vezi pe străzi. Ceva timp în urmă era mai complicat. Dar ce este comun pentru oamenii pe care i-am întâlnit acolo este chipul lor, pe care poți să citești tensiune, un soi de panică, tristețe, dar este evident, oamenii se află acolo de o lună, de zile. Sigur, într-o atmosferă pe care nu ne dorim să o trăim niciodată în viață. E de înțeles. Bun, ați ajuns voi în treaba voastră să duceți acele ajutoare. Unde? La un centru din Odessa, unde se adună punct de colectare din asta, da? Punct de colectare, da, din Odessa. Ajutoarele veneau de aici, de la Chișinău, de la Ghidighici. Da? Colectate de moldoveni și se duc spre cei care au nevoie acolo, la Odessa. Tu ai și filmat câte ceva cu telefonul mobil? Da, pentru că, ziceam mai devreme că lumea nu prea vorbește, dar până la urmă am încercat să vorbesc cu un voluntar care activează la acel centru, plus că nu prea ai voie să filmezi, eu am reușit să fac acest lucru, fără acreditare din partea Ministerului Apărării, acolo nu prea ai să filmezi, în general este chiar și o lege aprobată acum câteva zile, în cazul în care filmezi posturi militare sau obiecte din astea strategice, poți fi tras la răspundere. Ești tras la răspundere penală și militarii chiar au dreptul să tragă. Da, asta e situația de război, n-ai ce să faci. Ziceam că tu ai filmat, în schimb ai reușit să vorbești cu cei care sunt acolo și vreau să urmărim în continuare acest material filmat cu telefonul mobil. Da. Mă aflu în scoarul catedralei din Odessa. O donație din partea centrului de refugiați din Ghidighici a ajuns astăzi către un punct strategic de colectare a produselor de primă necesitate din Odessa. Ajutorul cuprinde produse de igienă pentru copii, scutece, suzete, hăinuțe, dar și scăunele pentru cei mici. Voluntarii de aici spun că cel mai mult au nevoie de medicamente și produse alimentare, care ulterior vor merge către cele mai afectate zone ale Ucrainei. El este Andrei din Odessa. De la începutul războiului, el este voluntar în cadrul unui centru de colectare a produselor de primă necesitate. A acceptat să ne vorbească despre activitatea sa în limba rusă doar pentru a-mi oferi posibilitatea să-l înțeleg. Допустим, по что происходит в городе, мы сейчас максимально погружены в волонтерскую деятельность. Я, допустим, процентов 85-90 времени я отсутствую, потому что мы ездим в горячие точки. И стараемся помочь максимально людям. Потому что мы понимаем, как одесситы, что они наш щит, и мы будем им помогать. Andrei spune că sunt multe cereri de ajutor, în special din partea celor aflați în cele mai afectate zone, iar voluntarii de acolo fac tot posibilul ca aceste ajutoare să ajungă cât mai curând la destinație. Мы в основном работаем по заявкам. Поступает от определенного места, либо от определенного человека, либо от определенной, допустим, общественной организации заявка или другого волонтерского центра. Мы обрабатываем их заявку. Если у нас чего-то нет, мы кидаем это в общие свои группы. Люди максимально включаются, мы это ищем всеми доступными путями, чтобы помочь людям. Мы занимаемся всем, так как я отвечал немножко раньше,
делаем все, помогаем всем, кто нас просит помощь, но мы не занимаемся оружием. Все, это наша прерогатива, это наш приоритет, мы в чем сможем, мы поможем. Допустим, сегодня нет хаотичной раздачи, потому что сделали чуть-чуть перенаправленное распределение волонтерской помощи и гуманитарной, которая приходит к нам, чтобы давать тем людям, которые действительно в этом особо нуждаются. Я думаю, это более правильно и целесообразно, чтобы закрывать самые острые вопросы тех людей, которые дают нам за эту заявку, и мы ее могли максимально обработать. Чтобы не было перекоса, как говорится, что кому-то попало два, а кому-то вообще ничего не пошло. Волонтарul ne-a spus că ajutoarele vin atât de la societatea civilă din Ucraina, cât și din afara țării. Люди что-то присылают, но насколько я знаю, к нам приехала с Италии помощь. Наши ребята вот приняли, отгрузили, распределили. С Молдовы вот только вы как сегодня приехали к нам, вы вот привезли нам часть вещей там для детей, памперсов. Мы их также обязательно распределим и доставим в нужные места. То есть у нас люди все ответственные, у нас нет тех людей, которые могут что-то без спроса к себе взять домой, потому что им нужно. Если нужно какому-то человеку что-то домой, он это идет, насколько у него это есть возможность, и он покупает. Если человек уже тот, который участвует на сегодняшний день здесь в волонтерской помощи, и он попал уже под то, что у него нет денег, или он уже не может сам обеспечить себя или свою семью, конечно же, волонтерский центр, он поможет ему в этом обязательно. Chiar dacă sunt multe necesități în acest moment, cel mai mult centrul are nevoie de medicamente și produse alimentare. Aceste ajutoare sunt ulterior repartizate către cele mai afectate zone din Ucraina. На сегодняшний день, ну, очень, список очень большой. Еда всегда нужна. Всегда нужна еда, чтобы закрывать, потому что можно обойтись и без новых вещей. Но еда и медикаменты, может быть, какие-то спецпрепараты для тех людей, которые сидят на определенном, допустим, лечении и не могут уехать, покинуть страну, эвакуироваться, нужно им помогать и закрывать эти вопросы. Сейчас нам поступило буквально позавчера запрос, приближенный к месту боевых действий, это одно селение. Мне позвонила моя знакомая и сказала, у нас есть девочка, говорит, которая сидит, говорит, на препаратах противоэпилептических, то есть у нее эпилепсия. Мы вчера нашли их в Одессе, мы их купили, и мы постараемся, если будет все нормально, даст Бог, там будет тихо в том селении, и мы поедем, это отвезем. Конечно же, мы сформируем какую-то определенную гуманитарную помощь по их запросу, который к нам уже поступил. И мы это постараемся доставить, чтобы люди смогли продолжить свою жизнь, не имея нужды в самых прерогативных вещах повседневной жизни. Pe vreme de război nu este nici ușor, nici sigur să faci voluntariat. Totuși, Andrei zilnic transportă ajutoare pe o mașină veche și uzată. Вот на вот таком транспорте мы ездим, осуществляем свою волонтерскую деятельность. Можем поближе показать, как это все выглядит, как выглядят наши машины. Вот с таким дном ездим. С этой стороны абсолютно не лучше. Буквально все в драном состоянии. Вот такие вот стекла. Наша большая просьба нашим молдавским друзьям, которые уже к нам приехали, может быть, откликнуться в вашей стране. Нам нужен микроавтобус в хорошем состоянии. Не ремонтируем, чтобы мы максимально осуществляли волонтерскую деятельность в самые востребованные места и чтобы мы людей наших обеспечили всем необходимым для спасения их жизни. Центрul de refugiați din Ghirighiți a propus ca și pe viitor să transmită ajutoare umanitare către orașele din Ucraina. Am putut să aducem acest ajutor umanitar, hainuți pentru copii, pantofi pentru copii, mâncare pentru copii, suzete, scaunele pentru copii, ca să ajutăm pe prietenii noștri, vecinii noștri din Ucraina, ca să le compensăm o parte din produsele alimentare și produsele de primă necesitate, ca să ușurăm și pe ei. Acest centru care ne-a primit astăzi și ne-a găzduit este coordonat de niște colegii noștri voluntari care se află acum sub protecție armate și se află în punct strategic. Dar de ce ai venit anume în Odessa să... Pentru că noi colaborăm cu colegii noștri voluntari și acest centru din primele zile a războiului. Ne ajutăm unul pe altul.
Da, am văzut reportajul. Acum ai surprins acolo câteva imagini și cu clădirile care probabil în primele zile când au fost ceva bombardamente acolo au fost afectate. Sunt puține astfel de locuri? Da, Odessa, ce ține de la acest capitol, nu a suferit foarte mult, nu a suferit foarte multe distrugeri. Acel bombardament a avut loc pe 21 martie, acum câteva zile. Asta a fost recent. Da, da. S-a tras de pe mare. Acest lucru se întâmplă la câteva zile, din ceea ce mi-au zis militarii de acolo, dar nu de fiecare dată proiectilele ajung până pe țărm. De obicei ele explodează în mare, dar uite că 21 a ajuns. Au avut de suferit acel bloc locativ, un bloc de lux, aș spune, cu apartamente de jumătate de milion de euro, care au avut de suferit, și alte 5 case la sol. Și aici mă gândeam, văzând acele case, zic, muncești o viață, investești. Asta, da. Și nu știi... În ce moment totul ți este luat. Da, da. Asta este, da. Goana noastră după nu știu ce, din păcate. Oricum, asta e și atât de groaznic la războaie, că vin și au totul fără să... Da, dar să știi că când mergi în astfel de locuri, îți cumva revezi sistemul de valori și gândești un pic altfel. Eu azi, aseară, de fapt, când eram în Vama deja, Palanca, când mă întorceam înapoi, le spuneam grădinicierilor, zic, dați-mi, vă rog, voi mai repede să ajung acasă. Și astăzi, mergând pe străzile din Chișinău, era o zi frumoasă cu soare, mă uitam în jur, liniște, pace. Mai mare lume, bucurie nu da, face să existe, Doamne, nu? Cât de bine acasă și cât de bine că la noi e liniște. Oricum, vorbeam și te întrebam și în timp ce ne uitam la ceea ce ai filmat tu. Viața continuă la Odessa sau a fost tot pus pe stop? Adică sunt oameni care se duc la muncă. Cum se simte locul? Totul e închis. Saloane de frumusețe, restaurante, cafenele. Acolo este un oraș turistic care din asta și câștigă existența de când începe să strălucească soarele până hăt la iarnă. Da, din ceea ce am reușit eu să văd, saloane închise, magazine închise, saloane auto, fără mașini înăuntru, doar câteva restaurante. Și nu știu, acum, dacă e să ne gândim, oricum o bună parte din localnici au plecat. Ceea ce ține de autorități și așa, au lucrat fără zi de odihnă. La ei s-a inversat totul. Da, da, s-a lucrat fără zi de odihnă. Ieri a fost prima zi oficial de odihnă în Odessa, de când a început războiul. În rest, activează doar unele cele servite necesare, probabil, da, și atât. Da, da. Ce gust ți-a lăsat această experiență? Să știi că cât eram acolo, toată ziua mi-a fost cumva programată, am reușit să văd o grămadă de lucruri și am început să procesez informația abia când eram pe drum acasă și doar atât îmi ziceam, nu vreau ca, nu știu, copilul meu să trăiască pe vreme de război. Să zic că e trist, e puțin spus. Așa este, da. Ne-am emoționat un pic, dar mai avem puțin timp și mai voiam să discutăm această lună, care a fost diferită și pentru noi, cei de aici, de la O Seară Perfectă, pentru că nu știu cum percep cei de acasă, dar s-a schimbat și la noi destul de mult în ceea ce privește tot ce facem noi, până și ceea ce faci tu zi de zi, de la evenimente mondene, de la haine, genți, nu știu ce, înfrumusețări și tot felul de proceduri. Într-o zi, pur și simplu, a trebuit să schimbi cumva domeniul. Și am făcut și noi foarte multe reportaje despre război, despre refugiați, despre cei care vin aici, despre cei care dăruiesc de aici. Cum a fost ea pentru tine, luna asta? Cum a fost luna asta? Mi-aduc aminte, prima zi de război era programată o filmare cu tendințe unghii, dar filmarea era deja programată, respectiv nu am putut să o anulez. Și țin minte când era panica asta totală și toată lumea era confuză și eram luați prin surprindere, dar eu trebuie să merg să filmez tendințe unghii. Deci a fost cea mai ciudată filmare? Ciudată și stare și filmare. După care
nu știu, pe lângă muncă îmi doream să reușesc să mai fac și altceva. Deci s-a întâmplat joi, vineri am fost la muncă, sâmbătă, duminică noi eram acasă. M-am trezit sâmbătă și zic, măi, nu pot, luam telefonul, mă uitam, îl puneam, iar citeam, iar îl puneam. Zic, nu pot stau acasă, parcă eram un lup într-o cușcă. Și atunci am văzut o postare la Deana Voivuțchi că se caută voluntari în centrele de refugiați. O sun și zic, Deana, eu nu pot sta acasă, nu vreau, dacă pot să ajut cu ceva. Și atunci m-a redirecționat la Ghirighici. Acolo am cunoscut multe povești, multe povești pe care ne le-ai arătat și nouă la emisiune și acolo ți-ai petrecut și o mare parte din timp. Cine, nu mai avem timp, cine ți-a adus pateurile din redacție? Pateurile din redacție, da. Deci am niște doamne de vârsta a treia de acolo, de la centrul refugiat din Ghirighici, știind că eu am fost ieri la Odessa, s-au gândit să coacă niște plăcințele pentru mine și astăzi mi le-au transmis. M-am bucurat foarte, foarte mult. Da, se gândesc la mine. Atunci când dăruiești, mai și primești. Da. Iulia, da, îți mulțumesc tare mult pentru că ne-ai împărtășit experiența ta. Ne vedem curând. Mersi mult. Atât pentru astăzi, dar și pentru acest început de săptămână. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară liniștită și o săptămână frumoasă vă doresc. La revedere!